Dragii mei, mă simt onorat și în același timp responsabilizat de faptul că în această zi trebuie să reprezint pe Domnul și cuvântul Lui să-L vestesc sufletelor dumneavoastră. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. În virtutea dragostei creștine, a prieteniei de-a lungul anilor, a frățietății creștine față de fratele Simi, așa cum a spus, vin întotdeauna cu drag la dumneavoastră. Nu de mult am fost cu o trupă de tineri din America și ne-am bucurat într-o seară aici de prezența lui Dumnezeu și doresc și în această dupămasă să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Mă bucur de cei 24 de suflete care încheie legământ cu Domnul. Îmbrăcați în haine albe. Poate vă întrebați, dar de ce sunt îmbrăcați în haine albe? De ce nu sunt îmbrăcați în negru? Că mai ales în cultura actuală, în aceste vremuri care tind spre neomarxism, în care tot ce e normal devine anormal și tot ce e anormal devine normal, poate vă întrebați de ce sunt în alb îmbrăcați. Cineva a venit la mine când eram în Statele Unite și mi-a zis așa: aș vrea să mă botez în apă, dar am trei condiții. Și zic, gata, sunt gata să le ascult. Care sunt cele trei condiții? Prima condiție, zice, vreau să mă botez îmbrăcată în negru. Dar de ce să vă botez îmbrăcată în negru? Că așa vreau, zice, îmbrăcată în negru, așa. Am văzut eu, nu știu unde, la nu știu ce biserici, zice, am văzut că erau îmbrăcat în negru. Zic, Doamnă, nu se poate. Dar de ce nu se poate? Scrie în Biblie undeva că trebuie să-i botezăm în alb îmbrăcați? Scrie că trebuie să-i botezăm? În această seară o să vedeți ce spune Biblia despre botez. Și pentru asta vreau să citesc un cuvânt din cuvântul Domnului în semn de respect pentru Biblie. Vă rog să vă ridicați. Am să citesc din Cartea Sfântă Biblia, Faptele Apostolilor, capitolul 2, pentru că numai ce sărbătorim și încă suntem în miezul acestei sărbători al cincizecimii, al coborârii Duhului Sfânt între noi. Dumnezeu ne-a dat două mari daruri nouă oamenilor, pe Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Slăvit să fie Dumnezeu! Și aș vrea să citesc din acest cuvânt, de la versetul 37 în jos, cei dintâi creștini. Să vedem cum au fost cei dintâi creștini, ca să știm cum trebuie să fim și noi creștinii de azi. Că dacă noi creștinii de azi nu semănăm cu creștinii dintâi, suntem la o mare distanță și atunci mântuirea noastră este în pericol. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Înainte să ocupați locurile, întoarceți-vă în stânga, în dreapta, dați mâna unul cu celălalt și spune așa: Domnul să te binecuvânteze! În stânga și în dreapta, dați mâna și binecuvântați-vă. Domnul să te binecuvânteze. Am sper că n-am stricat eu obiceiul casei. Vă rog să ocupați locurile.
Știți de ce mă rog, de când stau aici pe scaunul acesta? M-am rugat lui Dumnezeu să-mi dea un cuvânt pentru sufletele fiecăruia, pentru fiecare suflet din locul acesta. Și să-mi dea și mie, că și eu am nevoie de un cuvânt de la Domnul. Mă rog din toată inima, Domnul, să-mi dea acea putere care a avut-o Petru la predicarea Evangheliei. Să știți că dacă Dumnezeu toarnă ungere divină peste o predică, atunci sunt oameni care vor rămâne străpunși în inimă. Nu-mi doresc sub nicio formă, doar la nivel mental, să fii impresionat. Și să zici, m-am dus la pocăiți, la penticostal, la biserică, vai ce fain o predicat ăla. Și să rămâi doar cu o impresie mentală și să spui, extraordinar ce frumos a vorbit. Pe mine știți ce mă interesează cel mai mult? Cuvântul lui Dumnezeu să străpungă inima. A străpunge înseamnă a trece prin ceva. Aș vrea cuvântul lui Dumnezeu să treacă prin inima ta. Să treacă prin inimile noastre. Pentru că atunci când cuvântul lui Dumnezeu trece prin inimă, determină oamenii să facă ceva. Când oamenii sunt doar impresionați, rămân cu impresiile și se duc. Și o impresie, un sentiment trece, nu rămâne. Dar când cuvântul Domnului străpunge inima, te determină să faci ceva. Și mă rog în această dupămasă, Dumnezeu prin Duhul Sfânt să te determine să faci ceea ce trebuie să faci ca să fii mântuit. Amin? Amin. Acum să răspund la întrebarea, de ce aceștia 24 sunt îmbrăcați în haine albe? Haideți să vedem de ce. Asta este o tradiție penticostală? Trebuie un om care se botează să fie îmbrăcat în alb? Trebuie un om să se boteze sau un copil trebuie să se boteze? Cum e cu botezul? Pentru că acum unii creștini sunt confuzi și zic, care-i botezul adevărat? Și haideți să vedem ce spune Biblia. În primul rând, haideți să ne luăm de ținută. Uitați-vă ce spune Biblia în Apocalipsa, capitolul 7. Și aș vrea să citesc ceea ce spune Sfânta Scriptură, un exemplu. Apocalipsa, capitolul 7, versetul 9 și 10. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea număra nimeni din orice neam, din orice seminție, din orice norod și din orice limbă, care stăteau în picioare înaintea scaunului de domnie, înaintea mielului. Și ascultați cum erau îmbrăcați. Îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Ei strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și al mielului. Slăvit să fie Dumnezeu! Sunteți azi îmbrăcați în alb? Pentru că vine ziua când Domnul ne va îmbrăca pe toți în alb, cu ramuri de finic în mâini și vom sta împrejurul scaunului de domnie și îl vom lăuda pe împăratul împăraților, pe Domnul domnilor, pe Dumnezeul Dumnezeilor, pe Iisus Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Dragii mei, de ce trebuie să se boteze oameni maturi? Nu-i destul să se boteze copii? Iată, să vedem ce spune Biblia și ce s-a întâmplat foarte pe scurt, doar fac așa o scurtă incursiune istorică, să vedeți de ce s-a ajuns să se boteze copiii mici. Și de ce practica asta a botezului la copiii mici nu este biblică. Până la urmă, creștinismul e o alegere. O alegere pe care fiecare are dreptul să o facă și nimeni n-are voie să-i fure această alegere. Este la fel dacă îmi dați sau îmi permiteți exemplu ca în căsătorie. Când m-am căsătorit cu cine am vrut eu. Nu mi-a dictat nici tata, nici mama, nici biserica, nici societatea, ci eu personal am ales cu cine să mă căsătoresc. La fel, creștinismul e o alegere. Tu personal poți să alegi în mod deliberat dacă vrei să fii creștin sau să nu fii creștin. Nu poate alege nașul sau nașa, nu poate să aleagă nimeni în locul tău, ci alegerea asta este un drept care ți l-a dat Dumnezeu și care mi-l dă Dumnezeu. Omul este creat cu liberul arbitru, posibilitatea de a alege, însă nu are posibilitatea de a alege consecințele, doar alegerile. Iată, aș vrea să vă prezint câteva lucruri despre botez. De ce botezul trebuie făcut la oameni mari? Ce spune Biblia? Auziți ce spune apostolul? Și aș vrea să spun ce spune apostolul Petru. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi și anume?
botezul, care nu este o spălare de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat. 1 Petru 3 cu 21. Și acum, dacă e mărturia unui cuget curat, cine este cel care trebuie să mărturisească? Dacă nu cel care se botează. Când vorbim de istoria bisericii și când ne uităm la părinții bisericești, ce este interesant că majoritatea s-au botezat când erau maturi. De exemplu, Ioan Crisostom s-a botezat la 25 de ani. Grigore de Nazia s-a botezat la 28 de ani. Vasile cel Mare s-a botezat la 26 de ani. Și lista ar putea să continue. De ce acești fondatori ai bisericii s-au botezat când erau maturi și nu când erau bebeluși? Abia din secolul II, undeva în Africa, pentru prima dată o biserică a practicat botezul copiilor mici. Iar mai târziu, undeva prin secolul IV, este o practică obligatorie în biserică să fie botezați copiii mici. Mai târziu, în biserică a existat o trezire și pe vremea anabaptiștilor, când aceștia au recurs din nou la acel botez al adulților și care au avut mult de suferit. Dar nu despre asta vreau să predic în această zi. Știți, aș vrea să-mi intitulez mesajul în felul următor. Ce trebuie să facă un creștin după botezul în apă? Mai trebuie un creștin după botezul în apă să facă ceva sau nu mai trebuie să facă nimic? Iată, ne dă răspuns Sfântul Apostol Petru, cel care are o predică deosebită în ziua cincizecimii. Este primul apologet al bisericii, primul apărător al bisericii. Este cel care în noaptea trădării lui Iisus n-are niciun curaj, dar prin coborârea Duhului Sfânt peste el și peste cei 120 în ziua cincizecimii, Petru e un alt om. Are un curaj deosebit în a se ridica în fața unor mulțimi care nu știau ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Și este primul, cum am spus, apărător sau apologet al bisericii creștine. Ce trebuie, zice Petru, să facă un creștin după ce se botează în apă? Că înainte de botez, ceea ce îl determină pe un om să se boteze, zice apostolul Petru, nu este tradiția, nu este familia în care se naște, ci scrie Biblia aici, după ce ei au auzit propovăduirea, prima dată trebuie să auzi predici, trebuie să asculți predici, să asculți cuvântul lui Dumnezeu. După ce au auzit predicile, aceste predici au intrat, le-au străpus cuvântul Domnului inima, adică urmează convertirea. După convertire, urmează pocăința, regretul și în același timp să spui gata, vreau să termin cu trecutul acela tenebros. Nu mai vreau să mă întorc la acel trecut mizerabil. Și după ce se întâmplă toate aceste lucruri, într-un final urmează botezul în apă. Dar după botezul în apă, ce trebuie să fac? Mulți creștini se botează astăzi în apă, dar nu știu ce să mai facă după botezul în apă. Cred că botezul în apă e capital, e final. Și dacă s-o botezat în apă, după aceea, dacă mai vine pe la biserică, e bine, dacă nu, iar e bine, dacă se împărtășește, e bine, dacă nu se împărtășește, iar e bine. Mesajul acesta este pentru noi toți, dragii mei. Ce trebuie să facă un creștin imediat după botezul în apă? Și iată, aș vrea să fiți atenți aici la mine, să nu vă uitați în altă parte, să mă ascultați bine ce spune Sfântul Apostol Petru. Iată ce trebuie să facă un creștin după botezul în apă. Primul lucru care trebuie să-l facă un creștin după botezul în apă este să fie botezat cu Duhul Sfânt. Ziceți amin! Și dacă nu ziceți amin, asta zice Biblia. Auziți ce spune aici apostolul? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Ăsta e botezul în apă. Apoi zice, veți primi darul Sfântului Duh. Ce înseamnă asta? Apoi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Dragii mei, știți ce important e botezul cu Duhul Sfânt? Botezul cu Duhul Sfânt nu este convertirea. Nu este momentul când te întorci la Dumnezeu. Nu atunci e botezul cu Duhul Sfânt. Ci Duhul Sfânt convinge atunci omul de păcate și omul convins de Duhul Sfânt se întoarce la Dumnezeu și se pocăiește. Botezul cu Duhul Sfânt
Nu este nici măcar nașterea din nou. Nu este momentul acela când omul își schimbă gândirea. Adică nu omul, Dumnezeu îi schimbă gândirea omului prin Duhul Sfânt. Convertire înseamnă întoarcere spre Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență separată. O experiență diferită. Și pentru asta vreau să vă dau exemple din Biblie, unde găsim în Faptele Apostolilor, toți creștinii care au fost botezați în apă, au fost botezați imediat cu Duhul Sfânt. Unii au fost botezați cu Duhul Sfânt înainte să fie botezați în apă, iar alții, imediat după botezul în apă, au fost botezați cu Duhul Sfânt. E atât de important pentru dumneavoastră să aveți acest botez al Duhului Sfânt. Nu știu cât sunteți botezați cu Duhul Sfânt, dar dacă nu sunteți botezați cu Duhul Sfânt, facă Domnul în seara asta să vă boteze Domnul și cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt nu-i botezul în apă. Unii confundă botezul cu Duhul Sfânt cu botezul în apă și spun așa: în momentul când creștinul intră în apa botezului, automat se coboară Duhul Sfânt și e și botezat cu Duhul Sfânt. Nu este adevărat. Iată, vă dau câteva exemple. În Faptele Apostolilor, numai ce am citit, capitolul 2, versetul 38, spune Petru: veți fi botezați în apă și după ce veți fi botezați în apă, o să vă rugați, o să cerem ca să fiți botezați și cu Duhul Sfânt. Apoi în Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele 15, versetele 16, Filip este în Samaria, predică Evanghelia și după ce predică Evanghelia cu putere, mulți samariteni se întorc la Dumnezeu. Unii se botează în apă, printre care chiar și unul Simon, care se ocupa de ocultism, se botează și el. Când vede Filip avalanșa aceasta de suflete care vin spre Dumnezeu, trimite la apostolii care aveau autoritate și ca să vadă ce și cum lucrează Dumnezeu și la samariteni. Și vine Petru, vine Ioan, vin apostolii și văd ce minuni face Dumnezeu între samariteni. Cum samaritenii se pocăiesc, cum se întorc la Dumnezeu, cum se botează în apă. Știți ce au făcut apostolii imediat? Zice Biblia că și-au pus mâinile peste ei, s-au rugat și ce s-a întâmplat? S-a coborât Duhul Sfânt și au fost botezați cu Duhul Sfânt. Dragii mei, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență separată de botezul în apă, separată de botezul cu foc, separată de orice altceva. Este o experiență diferită, despre care a vorbit chiar Domnul Iisus Hristos. Botezul în apă nu te schimbă, dar botezul cu Duhul Sfânt te va schimba, dragul meu. Botezul în apă, sunt oameni sau care se întorc la Dumnezeu și au anumite vicii, n-au mărturisit chiar tot sau nu s-au lăsat de toate păcatele. Poate nu s-au lăsat. Ei cred că dacă intră în apa botezului, după ce ies din apa botezului, o să scape de patima fumatului, alcoolului sau alte patimi. Și se întâmplă că se duc în apa botezului, se botează și după ce ies din apa botezului, văd că n-au scăpat de patima alcoolului, tutunului sau orice altă patimă. Pentru că botezul în apă nu te scapă de patimi, nu te eliberează. Dar când Dumnezeu trimite botezul cu Duhul Sfânt, acea persoană este schimbată, este transformată, este autorizată de Dumnezeu. E așa de important acest botez al Duhului Sfânt, despre care a vorbit Iisus și pe care noi îl sărbătorim zilele acestea, cincizecimea. Biserica Pentecostală crede în acest botez al Duhului Sfânt. Mulți dintre dumneavoastră de aici ați experimentat acest botez al Duhului Sfânt. Și facă Domnul să mai vină o reumplere peste noi, peste toți, al Duhului Sfânt, pentru că biserica se înmulțește cu ajutorul Duhului Sfânt. Biserica nu se înmulțește cu programe, nu se înmulțește cu slujbe. Biserica se înmulțește cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu. De ce este important botezul acesta cu Duhul Sfânt, pe care nu-l pot exprima în cuvinte? Știți, în Psalmul 34, versetul 8, Biblia nu spune învățați și vedeți ce bun este Domnul. Nu spune citiți și vedeți ce bun este Domnul. Știți ce spune Biblia? Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Asta e o experiență empirică și personală. O experiență pe care doar eu pot să o am. Doar atunci când gust. De exemplu, dacă aș avea un măr în mâna mea, niciodată n-ați ști ce gust are mărul
până când n-ați mușcat fiecare din acest măr, corect? La fel este și cu botezul cu Duhul Sfânt. E greu să-l explici în cuvinte, el trebuie experimentat. În momentul când îl cer lui Dumnezeu, când te rogi lui Dumnezeu să-ți dea acest botez al Duhului Sfânt, Dumnezeu ți-l dă. Știți de ce aveți nevoie de botezul cu Duhul Sfânt? Mulți zic m-aș pocăi, dar tare multe trebuie să țin. Biblia nu zice că trebuie să ții, numai trebuie să lași. Să lași minciuna, să lași ura, să lași curvia, să lași prea curvia, să lași furtul, să lași bârfa, să lași, numai să lași. Zic ei, m-aș pocăi, dar tare rău mă tem că nu o să pot să țin. Adevărat e. Nu o să poți să ții dacă nu ești botezat și cu Duhul Sfânt. Ai nevoie de acest botez. Iată ce se întâmplă. De ce e important botezul cu Duhul Sfânt? În primul rând, Iisus a spus, când veți fi botezați cu Duhul Sfânt, voi veți primi o putere. Ce putere? Putere de a fi martori, adică de a semăna cu mine, de a fi ca mine. Știe Sighetul Marmației că aici în Betel sunt oameni care seamănă cu Hristos? Prin propriile noastre forțe niciodată nu putem să-L imităm pe Hristos. Niciodată nu putem să semănăm cu El. Dar dacă botezul acesta al Duhului Sfânt vine peste noi, Duhul Sfânt ne ajută să fim ca Hristos, să fim exemple în lumea aceasta, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Duhul Sfânt ne ajută să facem rod. Biblia vorbește în Galateni 5:22 despre roada Duhului. Este o singură roadă care are mai multe calități. Și aceste calități, iată-le, sunt scrise acolo. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătate, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri, spune Pavel, nu este lege. Când Duhul Sfânt locuiește în tine, când botezul acela al Duhului Sfânt a avut loc, atunci această roadă a Duhului poate să lucreze în viață. Duhul Sfânt ne dă și daruri. 1 Corinteni 12:4. Biserica trebuie să aibă darurile care le dă Duhul Sfânt. Nu poți proroci dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Nu poți avea vedenii dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Nu poți fi sub ungere la o predică dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Toate aceste daruri le dă doar Duhul Sfânt în urma unui botez care a avut loc. Slujbele de asemenea trebuie să fie tot sub autoritatea Duhului Sfânt, 1 Corinteni 12:5. Lucrările care le face Duhul, 1 Corinteni 12:6. Și mai mult ca orice, să fim sigilați, adică să avem acea amprentă dumnezeiască în sufletul nostru, cum că aparținem lui Dumnezeu. Dragii mei, mă rog din toată inima, astăzi sau în zilele următoare, dacă nu astăzi, eu aș vrea azi, dacă nu aveți botezul Duhului Sfânt, Dumnezeu să vă boteze cu Duhul Sfânt. Avem nevoie de creștini nu doar să fie îmbrăcați în alb, să intre uscați și să iasă uzi, ci avem nevoie de creștini și nu noi, Hristos are nevoie de creștini care să fie exemple, care să-L ducă pe El în lumea aceasta. El ne-a înlocuit pe cruce ca noi să-L înlocuim în lume. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Un al doilea lucru care trebuie să îl facă cei care se botează, după ce se botează, iată ce spune aici apostolul. Spune că ei stăruiau. În ce stăruiau ei? După ce au fost botezați cu Duhul Sfânt, vine acest apetit spiritual. Un al doilea lucru, ei stăruiau în învățătura apostolică. Știți ce înseamnă asta? Cunoașterea Scripturilor. Deci, după botezul cu Duhul Sfânt, un alt lucru important care trebuie să-l facem toți este să cunoaștem Biblia. Dragii mei, astăzi Biblia este pusă peste tot. Avem Biblia pe telefon, avem Biblia pe laptop, avem Biblia pe computer, avem Biblia la televizor. Se aude Biblia la radio, peste tot se aude Biblia. Dar mă întreb, câți dintre noi cunoaștem Biblia? Câți dintre noi studiem în fiecare zi Sfânta Scriptură? Am fost foarte impresionat de unul din păstorii din America. Mi-a povestit odată cum a fost în China comunistă. Și ajungând acolo, a trebuit să facă un studiu cu niște creștini. E vorba de Wayne Cordero.
Păstorul acesta care a ajuns ca să fie în provincia Hunan, a ajuns acolo într-o provincie și vrea să facă un studiu cu 22 de creștini. 22 de creștini care au venit cu trenul de la o mare depărtare, în condiții foarte, foarte grele. Și anume, fără să aibă aer condiționat în vagonul unde veneau. Nu aveau aer condiționat. Au stat înghesuiți. Au ajuns într-un apartament unde stătea acest păstor care l-a închiriat, de 65 de metri pătrați. Dintre cei 22 de creștini prezenți, 18 din ei au fost aruncați în pușcărie. Știți, astăzi, când există libertate, sunt creștini și țări care sunt persecutați, în care sunt persecutați creștinii, dacă o foaie din Biblie ți-o găsește în casă, în China, ești prins, ești aruncat în acele campuri de concentrare, nu numai tu, toată familia și toate rudele tale. 3 ani de zile, cel puțin, primești pentru o pagină din Biblie, dacă ți este găsită în casă. Dintre cei 22 de creștini, spune Wayne Cordero, 18 au fost închiși pentru credința lor. Numai ce ieșise din închisoare. Dar setea pentru cuvântul lui Dumnezeu i-a dus din nou la studiu biblic. Am ajuns, zice, în acel 65 de metri pătrați, n-aveam scaune pentru ei. I-am pus, au stat pe jos. Cum au putut? Și câteva ore le-am ținut un studiu biblic. N-au mișcat în timpul studiului biblic. Nu s-au jucat nici pe un telefon. N-au făcut nimic decât au stat și au ascultat. După ce, zice, cel mai impresionat am fost curajul care l-au avut, dar în același timp și cunoștințele biblice care le-au avut. Când eu am început să citesc din Roman 12, zice, numai cât am zis capitolul Romani, capitolul 12, și în momentul când am vrut să citesc, ei deja, fără Biblie, pentru că nu aveau Biblie, au început să recite Romani, capitolul 12. Zice, nici nu mai știam, eu îi urmăream acum pe ei cum recită și nu ei pe mine cum citesc. Am rămas atât de impresionat, zice Wayne Cordero, de unde știți așa de bine? Cum știți voi așa de bine Biblia când Biblia e interzisă? Când nu aveți o Biblie, cum cunoașteți așa de bine cuvântul lui Dumnezeu? Și oamenii ăștia au răspuns, noi l-am memorat, pentru că din inimă nu ni-l poate lua nimeni. Din cărți ni-l poate lua, din biserici ni-l poate lua, din case ni-l poate lua, dar din inimă nu ni-l poate lua nimeni. Apoi zice, am terminat studiul acela biblic, am avut doar 15 Biblii cu mine, n-am avut 22 și le-am dat la 15. Diferența, ceilalți n-au avut Biblii, dar își luau Biblia, o împrumutau de la unii la alții să o mai citească, să mai repete cuvântul Domnului. În final, zice el în felul următor, când am terminat studiul după atâtea ore și probabil erau și înflămânți și obosiți, cu toate că nu arătau, una din femei s-a ridicat și a zis, frate păstor, n-ați vrea să vă rugați și pentru noi, ca să ajungem și noi ca voi? Ca voi în America am auzit că aveți libertate, am auzit că aveți nu știu câte Biblii acasă. Ce ne-am dorit să avem și noi atâtea Biblii? N-ați vrea să vă rugați și dumneavoastră să fim și noi cum sunteți dumneavoastră acolo? Cordero a fost atât de mișcat și a spus lăcrimând, nu. Eu nu mă rog ca voi să fiți ca noi, ci mă rog ca noi să fiți ca voi. Pentru că dacă noi vom fi ca voi, o să avem acea bucurie care o aveți voi. Niciodată un creștin, zice, din țările libere, n-ar veni vreo 13 ore cu trenul, fără aer condiționat, fără condiții, pentru un studiu biblic, într-un apartament de 65 de metri pătrați, să stea pe jos în condiții mai grele, să asculte atâtea ore studiu biblic. Niciodată n-ar veni. Niciodată n-ar sta în biserică, în aer condiționat, în condiții extraordinare, atâtea ore câte le-ați stat voi aici, în aceste condiții. Ba mai mult, creștinii din țările libere nu cunosc Biblia cum o cunoașteți voi. Voi o cunoașteți Biblia aproape pe de rost. Dar mulți dintre noi, nici măcar cu ea deschisă, nu știu să o citească corect. Eu nu mă rog ca noi
ca voi să fiți ca noi, ci mă rog ca noi să fim ca voi. Dumnezeu să fie slăvit, zicea el. Dragii mei, avem Biblia acum peste tot, numai că nu prea o citim. Am fost foarte șocat și astăzi, vin de la un alt eveniment. Și nu vă spun unde am fost. La evenimentul unde am fost, am pus o întrebare, pentru că s-au făcut niște teste biblice. Și o întrebare simplă. Cu câți arginți a fost vândut Iisus? Și unii s-au uitat la mine, dar cu câți arginți a fost vândut Iosif? Și unii nu știau. Nu știau nici măcar cu cât arginți a fost vândut Iisus. Și am zis, un astfel de creștinism, fără Biblie, cum ar putea să fie un creștinism autentic? Cum ar putea să fie un creștinism real? Mergi la biserică și tu habar n-ai de Biblie, dar te numești creștin. De unde știi că ce spune preotul acela, pastorul acela, este relevant, este adevărat, dacă nu cunoști Biblia? Cum ai putea să știi ce-i păcat și ce nu-i păcat, dacă nu cunoaștem Biblia? Iată ce spunea Ieronim, un creștin bine înrădăcinat în Scripturi, este un bastion al bisericii. Biserica are nevoie astăzi de creștini să-i cunoască bine cuvântul. Dragii mei, vor veni vremuri poate grele, vor veni vremuri de persecuție, vor veni vremuri când Biblia poate ne va fi luată iar, poate cărțile de cântări ne vor fi luate, poate nu o să avem posibilitatea ca să le mai cântăm, știu eu, de pe ecrane. Dacă nu le avem în inimă, ce o să facem atunci? Dumnezeu să ne trezească astăzi. Avem nevoie să cunoaștem Biblia pentru a fi biruitori în ispite. Iisus Hristos, când a fost ispitit de diavolul, niciodată n-a dat replici personale, ci întotdeauna Hristos a răspuns, este scris, este scris. De unde știa Hristos că e scris? Cunoștea foarte bine cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a ști cum să trăim după voia lui Dumnezeu, e important să cunoaștem Biblia. De unde să știu eu cum îi place lui Dumnezeu să trăiesc, dacă nu cunosc Biblia? De unde este exact ca și cum ai vrea să conduci o mașină și nu știi regulile de circulație? Păi ai face numai catastrofe în trafic, nu-i așa? Cu cât mai mult trebuie cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a ști să-L spunem și altora despre mântuire. Ce să spun altuia dacă eu nu știu? Ce să spun altuia care moare în păcat dacă eu nu sunt conștient și nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu? Pentru a ne păzi de erezii, trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, vor fi vremuri de apostazie religioasă, vremuri de lepădare de credință. Unii se vor lepăda de credința adevărată, ca să se alipească de duhuri înșelătoare, de învățăturile dracilor. De unde să știu să fac eu diferența dacă nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu? E frumos că am dezvoltat muzica în biserică. Și așa de frumos cântați, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dar, dragii mei, să ne apropiem să cunoaștem mai mult bine Biblia. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ce bine ar fi dacă ne-am comportat cu Biblia cum ne comportăm cu telefonul celular. Cu telefonul celular dormim, poate îl punem și la cap. Am văzut creștini care, iertați-mă, și la toaletă se duc cu telefonul celular. Dacă te urci în mașină și te duci spre serviciu, și ai, pe mașină ți-amintești că ți-ai uitat telefonul celular acasă. Așa e că te întorci să-l iei. Dar dacă ți-ai uitat Biblia, te mai întorci să o iei. Nu te mai întorci. Dacă noi ne-am comportat cu Biblia, cum ne comportăm cu telefonul celular, ce frumos ar fi. Dacă atâtea ore, știți, telefonul acesta are mai multe aplicații. Și una din aplicații poate să-ți arate câte ore ai stat pe telefon. Câte zile, câte luni ai stat pe telefon? Și dacă ai merge pe acea aplicație să vezi cât ai stat pe telefon și câte ore ai citit Biblia, te-ai speria, m-aș speria, ne-am îngrozi. Aș vrea Duhul lui Dumnezeu să ne trezească, să iubim cuvântul Domnului, să mâncăm cuvântul Domnului. Știți, omul este o trihotomie perfectă, creată de Dumnezeu. Tu și eu suntem trup, suflet și duh. Sufletul nostru din noi nu se satură decât cu cuvântul lui Dumnezeu. Poți să-i dai orice din lumea aceasta. Unul nebun a zis, mâncă suflete, bea, veselește-te. Și Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea asta ți se cere înapoi sufletul. Și lucrurile care tu le-ai adunat,
ale cui vor fi? Un om care a crezut că sufletul mănâncă ce mănâncă trupul. Vreau să spun că sufletul mănâncă numai acest cuvânt al lui Dumnezeu. Profetul Ezechiel a văzut un sul și sulul acela era sulul sfânt. Îngerul i-a zis, mănâncă sulul acesta. L-am mâncat, zice, în gură mi-a fost dulce, dar când a pătruns în măruntaiele mele, când a pătruns în mine și a trebuit să ardă tot ce-i rău din mine, mi-a fost ca o amărăciune înăuntru. Pentru că asta face cuvântul lui Dumnezeu. Arde tot ce-i rău în noi. Dragul meu, mănâncă acest cuvânt. Nu asculta ce spun știrile. Suntem speriați și îngroziți. Mă, o să vină rușii peste noi? O să se întindă războiul? Ce o să se întâmple? Dragii mei, eu nu știu cum credeți așa de mult știrile, dar nu credeți ce spune acest cuvânt al lui Dumnezeu. Acest cuvânt al lui Dumnezeu ne spune ce vremuri vor veni. Ne spune ce trebuie să facem. Și dacă noi îl credem și ne încredem acest cuvânt, Dumnezeu ne va păzi. Pentru că Dumnezeu este bun. Mănâncă acest cuvânt ca pe o hrană în fiecare zi. După cum trupului acestuia îi dai apă să bea, hrană să mănânce de 3 ori pe zi, poate și de 4 alții. Așa trebuie să-i dai sufletului să mănânce. Pentru că altfel sufletul poate să moară spiritual. Și moarte spirituală înseamnă despărțire veșnică de Dumnezeu. Dumnezeu să ne trezească astăzi, amin. Un al treilea lucru care trebuie să-l faceți, deci prima dată să căutați să fiți botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Nu biserica botează cu Duhul Sfânt, ci Domnul botează cu Duhul Sfânt. În al doilea rând, să cunoașteți bine cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Învățați-l, citiți-l de astăzi înainte. Biblia are 66 de cărți. 39 Vechiul Testament, 27 Noul Testament. Mâncați acest cuvânt al lui Dumnezeu. Să-l cunoașteți bine, ca orice erezii, ca orice ar veni, să nu vă poată zminti de pe calea credinței. Că ceea ce ne ține pe toți în picioare este acel cuvânt al lui Dumnezeu despre care Iisus a spus. Cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Iată că acest cuvânt este un cuvânt veșnic. Și bine spunea poetul, era ortodox el, Ion Alexandru, spunea în felul următor. Dacă auzi un cuvânt și el ține numai o zi, înseamnă că acel cuvânt a fost o minciună și n-a fost un adevăr. Dacă auzi un cuvânt și el ține 10 ani, înseamnă că în acel cuvânt a fost puțin adevăr. Dar dacă auzi un cuvânt care ține 2000 de ani, teme-te, pentru că acel cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să spun că acest cuvânt încercat, pus pe nicovala timpului și lovit de atâtea ori, a rezistat. Toate sistemele s-au dus, dar cuvântul Domnului rămâne. Binecuvântat să fie Dumnezeu. De aceea, ceea ce rămâne și este veșnic, te îndemn să-ți hrănești sufletul cu El, să ne hrănim sufletul cu El în fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute. Un al treilea lucru care trebuie să-l faceți, nu părăsiți niciodată biserica. Fiți participanți activi la biserică și ziceți amin. Auziți, ei stăruiau în învățătura apostolică și legătura frățească. Știți, biserica nu-i clădirea asta, e o clădire extraordinară. Biserica e comunitatea umană vie în Iisus Hristos. Adică tu și cu mine formăm biserica. Noi toți de aici formăm biserica. Iar biserica aceasta trebuie să funcționeze în virtutea unor legături. Observați, trupul acesta al meu funcționează datorită unor legături. Toate legăturile acestea se duc undeva la centrii nervoși de la creier. Fiecare mișcare care o fac este înscrisă pe centrii nervoși. Nici o mișcare care o fac nu se întâmplă involuntar. Întotdeauna creierul dă comandă. Dă comandă mâinii să se miște înainte, dă comandă mâinii să se miște înapoi. Întotdeauna creierul este în control. Numai oamenii care sunt bolnavi, care există, dacă există ceva scindări, ceva întreruperi în creier, atunci organismul nu mai funcționează normal. Nu mai poți face mișcări normale. Creierul dă comandă, dar dacă legătura e frântă, mâna nu se mai duce niciodată înăuntru. Trebuie să existe o funcționalitate perfectă între creier prin acele legături și mădulare. Și spune Apostolul Pavel, comparând metaforic biserica, spune, biserica este asemenea unui trup, al cărei cap este Iisus Hristos, 1 Corinteni 12.
Și de la cap pornesc toate comenzile. Și aceste comenzi trebuie făcute în tocmai așa cum vin de la creier, nu altfel. Hristos este Cel care dă comenzi bisericii și dacă biserica ascultă de El, biserica aceea e o biserică sănătoasă. Voi sunteți mădulare în acest trup al lui Iisus Hristos. Vedeți, mâna aceasta e un mădular, ea are 5 degete. Mâna stângă e un alt mădular. Există o legătură perfectă între ele. Dacă încerci să dai, dacă mâna dreaptă, va da mâna cu mâna stângă. Ce va simți mâna dreaptă? Va simți mâna stângă, dar nu ca un corp străin. Nu ca ceva străin, ci ca o soră, ca ceva ce îi aparține, ca una care seamănă perfect cu ea. Dar dacă eu voi da mâna cu oricare frate de aici, ce va spune mâna dreaptă? Ce va transmite creierului când eu voi da mâna cu fratele Sibi, de exemplu, da? Dă mâna cu mine. Mâna mea automat va spune, e o altă mână în mâna ta. Nu-i sora mea. Știți de ce? Pentru că între mâna dreaptă și mâna stângă trebuie să existe legături perfecte. De aceea, spunea ei, stăruiau în legătura frățească. Adică știau unul de altul. Vorbeau unul cu altul. Sunt atâția creștini care se duc la biserică și intră la biserică străin și ies străin din biserică. Nu se cunosc creștinii între ei. Nu știu creștinii unul de celălalt. În trecut, în biserica unde am crescut, creștinii se cunoșteau foarte bine. Știau problemele unii altora. Se rugau unii pentru alții. Astăzi este mult mai grea această legătură frățească. Biserica este foarte importantă. Știți, în Evrei spune așa, să nu părăsim adunarea, cum au unii obiceiul. Unii s-au obișnuit să meargă la biserică doar la Paște și la Crăciun. Dar în rest, nu prea dau pe la biserică. Dragii mei, nu părăsiți biserica lui Dumnezeu. Veniți la biserică tot timpul, păstrați legătura cu Dumnezeu și legătura cu frații. E așa de importantă această legătură. Nu numai acum că vă botezați, ci tot timpul. Pentru că vine o zi când Iisus își va ridica biserica sa. Și dacă nu ești aici în biserică, ce o să se întâmple dacă părăsești biserica? Unul nu prea venea pe la biserică. Cam părăsea biserica. Soția mereu îi spunea, vino dragă și tu la biserică. Uite-i slujbă, vino și tu la biserică. El zicea, nu, las că se poate și fără mine. Altă dată, cu o altă sărbătoare, iar soția îi spunea, vino la biserică, e timp să vii și tu la biserică, să te închini înaintea lui Dumnezeu, uite-i sărbătoare, se poate și fără mine. Și tot așa, la fiecare invitație, se poate și fără mine. Într-o zi, într-o noapte, a avut un vis. Și în visul acesta se făcea că biserica Domnului se ridică la cer. Și mulți frați și surori se ridicau de lângă el, fiind în biserică, așa visa el, că se ridicau spre cer. Spre a se întâlni cu Domnul. Și acum și el, văzând că nu se ridică, a început să sară, strigând, Doamne, Doamne, aici sunt și eu, ia-mă și pe mine. Știți ce a răspuns glasul de sus? Se poate și fără tine. În această seară, dragul meu, vreau să spun, nu se poate fără tine. Mă bucur că ești în biserică. Dumnezeu să te binecuvânteze și să te facă parte din biserica Domnului. Am fost foarte interesat de cum a luat naștere biserica în Statele Unite. Și am fost atât de impresionat când românii au mers acolo, undeva pe la 1900, începutul secolului 20, când au ajuns în Detroit, primul loc unde s-a format biserica. Atâta de pioși erau creștinii ăștia că nu vreau să lipsească de la biserică. Și știți ce a fost mai impresionat? Cel mai impresionat a fost că ei mergeau la biserică pe jos, deși aveau posibilitatea să meargă cu tramvaiul. Dar nu mergeau cu tramvaiul, ci vroiau să meargă pe jos pentru că ei au citit așa, că Domnul numără pașii și binecuvintează pașii. Și au zis ei, nu de zgârciți, ci de frică față de Dumnezeu, au zis, mai bine mergem pe jos până la biserică. Dragii mei, avem mașini astăzi, avem atâtea mijloace de a veni la biserică și totuși, de ce nu venim la biserică? Am crezut că înainte de pandemie, când am văzut că oamenii mai răresc așa cu biserica, a venit pandemia și aproape bisericile s-au închis. N-au mai putut veni creștini în biserică și mi-am zis atunci, să vezi acum când dispare
epidemia asta pandemică, să vezi cum vor veni creștinii la biserică, o să fie tixite bisericile și nu contează nuanța religioasă, dar toate bisericile o să fie pline. Credeți că s-a întâmplat așa? Dumnezeu să ne trezească astăzi. Și ultimul lucru care vreau să-l subliniez, dragii mei, astăzi și de astăzi voi să deveniți îndrumători pentru alții să vină la Hristos. Nu puteți sta liniștiți pe băncile bisericii. Auziți ce spune aici Biblia? Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Ce înseamnă asta? Că ei trăiau cuvântul lui Dumnezeu. Și nu numai că îl trăiau, îl predicau. Știți ce a zis Iisus? Matei 28, 19, 20. Duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Noi credem că doar păstorii trebuie să predice Evanghelia. Vedeți, am împărțit într-un fel biserica așa între clerici și laici. Laicii sunt aici și clericii sunt aici. Ei trebuie să predice, ei trebuie să cânte, ei trebuie să facă treabă ca să se pocăiască oamenii. Dar eu vreau să vă spun că creștinii primari n-au gândit așa. Creștinii primari, fiecare era un slujitor neobosit în a predica Evanghelia. Și predicau Evanghelia fără cuvinte. Vorba unui înțelept și a unui om al lui Dumnezeu, care a spus așa, predică Evanghelia ori și când și dacă e nevoie, folosește și cuvintele. Dragii mei, suntem martori al lui Hristos și nu doar martori ca religie, așa cum a apărut această religie, martori al lui Jehova, ci martori al lui Hristos în sensul de a-L prezenta pe Iisus Hristos. Suntem datori să fim îndrumători pentru alții. Ce facem noi? Prin viața noastră îi apropiem pe alții de Dumnezeu sau se depărtează alții de Dumnezeu și nu mai vor să audă? Dumnezeu să ne trezească și în acest sens. Am fost foarte interesat de cum s-a născut biserica în localitatea unde am crescut eu, în Suciu de Jos. Cum a luat ființă biserica? Și foarte pe scurt vă spun că am fost impresionat de cei doi frați din Ciocotiș de pe vremea aceea. Eu nu eram. Bărbos Andrei și Gergel Pantia. Acești doi creștini care au avut o pasiune în a fi îndrumători ai altora spre Hristos, încât nici măcar iarna grea nu i-a oprit. Au venit de la Ciocotiș și s-au dus, au trecut prin Târgu Lăpuș, au ajuns până la Suciu de Jos. Într-o zi de iarnă au pornit dimineața și până seara ca să ajungă și să-L vestească pe Hristos în satul nostru. Care a fost motivația pentru care au venit tocmai în Suciu de Jos? Era unul Gavrilă de la noi din sat, un așa numit Gavrilă. Omul acesta era coleg în război cu cei doi din Ciocotiș. Și cei doi pe front, stând mai târziu, Gavrilă eliberând mai repede, în timpul acesta cât au stat pe front, l-au primit pe Hristos în viața lor. Și fiind așa de bun prieten cu Gavrilă, omul de la noi, de la țară, de la Suci, au zis, băi, cum să nu mergem să-i spunem noi și la Gavrilă, la prietenul nostru, de Iisus Hristos, de Mântuitorul. Noi ne mântuim și El moare nemântuit. Hai să mergem și să-i spunem și lui de Hristos. Și s-au pornit pe jos, că nu erau atunci mașini, iarnă grea, dimineața, undeva spre seară, au ajuns în Suciu de Jos, venim pe jos. Când au ajuns în dreptul casei lui Gavrilă, care stătea undeva în centrul satului, l-au strigat, Gavrilă, suntem prietenii tăi, hai până afară. O ieșit Gavrilă pe prispa casei, nu a apucat să deschidă poarta casei. Cine e acolo? Mă, noi suntem prietenii tăi, măi, uite, am venit eu, Andrei și Panti, am venit până la tine să te vedem. Și n-au schimbat decât câteva vorbe și ăștia direct în subiect. Gavrilă, noi L-am primit pe Iisus Hristos. Noi L-am primit pe Domnul ca Mântuitor, măi, cum am împărțit pâinea în război, cum am împărțit toate lucrurile și bucurile și necazurile, vrem să împărțim și mântuirea. Vrei tu să-L primești pe Domnul? În timp ce discuta El cu ei și ei cu El, o ieși nevastă să afară. Cine sunt ăștia, mă, Gavrilă? Păi sunt doi prieteni de-ai mei, colegi din armată, din război. Și ce vor? Că am auzit ceva de, nu știu, de pocăiți, despre ce e vorba. Să nu te aud, Gavrilă, știți că femeia e șeful. Să nu te aud, treci în casă repede. Să nu mai stai de vorbă cu ăștia. Tu, dar prietenii mei, nu poți să-i las în drum. Îi spre seară, știți că iarna se face pe la 5, deja se face noapte.
Lasă-mă să-i chem măcar să doarmă la noi și mâine ori pleca. Nu, să n-aude pocăiți, să n-aude pocăiți. Vai, speriat acum Gavrilă, vai, ce să fac? Și s-a gândit Gavrilă, o, câteva case mai sus este unul, Badea Lucă, e clopotarul satului. Mă duc la Badea Lucă, poate că el i-a primit, să nu-i lăs pe colegii mei să meargă înapoi pe jos, că-i mâncă lupii până ajung în Ciocotiș, iarna fiind grea. Și s-a dus la el, Badea Lucă, uite care mine cazul. Ce zici? El n-avea copii, Badea Lucă, n-ai vrea să-i primești la dumneata. Dar să știi că ăștia-s pocăiți. Badea Lucă, clopotarul satului, vă dați seama, un ortodox convins, a zis, măi, să știi că stai să vorbești și eu cu nevasta. Tu, Ana, zice, ce zici? Să-i primim sau să nu-i primim pe ăștia doi? Uită-te că au venit. Îți doi, zice că nu, eu nici nu știu ce să-i apocăiți. Dar hai să-i primim, să nu-i lăsăm să... Dar unde se pune? Păi punem în podul șurii, că acolo avem fân și o să doarmă. Sau în grajd cu vitele, că e mai cald. Și au venit cei doi, au intrat în casă, bună seara, bună seara, și au început o discuție, că cei doi erau pasionați de Hristos. Badea Lucă, Mata, mergi la biserică, ești clopotarul, dar Mata, ai citit în Biblie? Apoi, nu prea am citit. Dar păi știi că în Biblie scrie așa, și scrie așa, și scrie așa. Și i-a făcut capul plin de Biblie la Badea Lucă. Bă, zice, eu nu cred în Biblia voastră a pocăiților. Pe cum nu? Dar zice, nu există Biblia pocăiților și Biblia ortodoxilor. Biblia e Biblie. Mă, nu, zice, eu nu cred. No, auzi, Badea Lucă, zice, vrei să merg la... Ai cheia de la biserică, să intri în biserică. Am, dar, că eu sunt clopotarul, cum să n-am cheile de la biserică? Zice, du-te, adu Biblia aia de pe altar, care o ai acolo, adu-o aici și să ne uităm împreună, să vedem dacă scrie în Biblia aia ce spunem noi. I-au adus Biblia de acolo și au început cei doi să le explice Biblia și să-i arate. Păi uite, acolo scrie așa, în Matei scrie așa, în Marcu scrie așa, în Roman scrie așa. Mă, culmea, zice Badea Lucă mai târziu, tot ce ziceau ăștia scrie și la noi în Biblie, mă, dar păi eu n-am știut asta. N-am auzit asta niciodată, că popa nu ne-a spus. Măi, dar cum să... Și au discutat ei până la 3 dimineața. Deci vă dați seama ce pasiune, ca să fie îndrumători, s-au dus să stea de vorbă cu ei după ce ăștia erau obosiți o zi de mers prin frig, nemâncați. Să mai stea și până la 3 dimineața. Și la 3 dimineața, Badea Lucă, ținându-se tare, că băi, nu, așa și așa, unul din cei doi zice așa, bine-o zis Iisus, că îngustă-i calea, strâmtă-i poarta, puțin sunt cei ce merg pe ea, și largă-i calea, lată-i poarta, și mulți sunt cei ce merg pe ea. Și cuvintele astea l-au străpuns pe Badea Lucă. Cei doi s-au dus în grajd să se culce, că i-au pus acolo. Dar el toată noaptea n-a mai dormit. Auzi tu, Ana, nu cumva suntem noi aia de pe calea aia largă? Nu cumva noi suntem cei intrăm pe poarta aia largă? Nu cumva ne ducem la pierzare? Toată noaptea până dimineața n-a mai avut fost frământat și n-a mai putut dormi. Dimineața când s-a trezit după o noapte Badea Lucă de nedormit, mă, oameni buni, spuneți-mi și mie, cum e, mă, cu calea aia? Despre ce cale îngustă e vorba? Despre ce? Și așa s-a născut pocăința în satul nostru. S-a născut o biserică frumoasă, o biserică mare, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru că au existat doi îndrumători. Știți, nu mai există îndrumători azi. Sunt foarte rari îndrumătorii. E frumos să venim la evangelizare. Ce frumos ne-a primit fratele Simi. Ce frumos ne primesc frații. Dar înaintașii noștri au dus-o mai greu. Dumnezeu să facă fiecare din dumneavoastră să fiți îndrumători. La serviciu, la școală, oriunde veți fi, fiți îndrumători al lui Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.